Bună seara, bun găsit tuturor! După ce a debutat în Ghencea, în cupă, Silviu Balaure a bifat și primele minute în Liga 1. A jucat fix 30 de minute și la 17 ani s-a înscris pe lista scurtă a fotbaliștilor bănățeni care au pășit înainte de majorat pe gazon în elită. Partida dintre ACS Politehnica Timișoara și Oțelul Galați nu a fost doar prilej de experimente cu sistemul de joc pentru antrenorul Aurel Șunda, ci și șansa perfectă de a vedea la lucru și fotbaliști proveniți din pepiniera clubului, care au fost folosiți puțin sau deloc în primul eșalon. Silviu Balaure a prins pentru a treia oară consecutiv lotul de 18 al alb-negrilor și momentul mult așteptat a venit pentru severinean. A debutat pentru timișoreni în Liga 1, după ce în urmă cu două săptămâni evoluase în premieră la seniori în meciul de cupă cu Steaua București. Mijlocașul de bandă stângă a fost aruncat în luptă în minutul 63 la scorul de 0-0. În ciuda ocaziilor ratate de gălățeni, echipa sa avea să obțină toate punctele puse în joc în al doilea minut al prelungirilor. Un aport la victoria in extremis a grupării de pe Bega l-a avut și Balaure, care a reușit să obțină cornerul din care Secheli a punctat. Am debutat un meci cu Oțel, un meci foarte greu. A fost 2 ani, Oțel a fost campion al României și, ce să zic, a fost un meci foarte greu. Oțelul a avut multe ocazii, în unele momente au fost peste noi, dar noi am fost dupați mai bine și am reușit să câștigăm. Sunt fericit că am debutat, însă nu așa să debutez un meci așa de greu. Sunt fericit că am debutat cu dreptul. Sper ca în continuare să joc cât mai bine și de ce nu să joc titular următoarele meci. Din lotul actual al Timișoarei, Cristi Bărbuț deținea recordul ca fiind cel mai tânăr jucător care a debutat în Liga 1. Jucătorul de Buzunar este cu 10 luni mai mare decât Balaure, fiind născut în 22 aprilie 1995. Silviu Balaure se alătură altor 15 fotbaliști originari din Mehedinți, care au activat după Revoluție pe prima scenă fotbalistică a țării. 8 echipe din Liga a 5 au luptat pentru un loc în turul 3 al fazei județene din cadrul Cupei României. Doar 3 dintre ele au avansat, cea de-a 4-a urmând să fie stabilită de Comisia de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Mehedinți. Formațiile din ultimul eșalon mehedințean continuă lupta pentru a avansa în fazele județene superioare ale Cupei României. După ce au trecut de primul tur, 8 grupări din Liga 5 s-au duelat pentru a rămâne în continuare în competiția surprizelor. ASE Danubiana Gogoșu, ASE Avântul Bistrița și ASE Corlățel au realizat acest lucru după ce au obținut victorii împotriva adversarelor, scoase de sorți în cale, iar acum așteaptă cu nerăbdare turul 3. Jucătorii din Gogoșu au trecut la scor de forfe 7-1 de ASE Căzănești. Fără probleme au avansat în următorul act și cei de la Avântul Bistrița, care le-au administrat un 5-2 scurt celor de la Inter Crăguiești. Cel mai echilibrat meci a fost la Corlățel. Echipa din localitate a învins cu 1-0 pe cei de la Voința Oprișor. Cel de-al patrulea joc al turului 2 a fost între ASE Știința Broșteni și ASE Căzănești. Gazdele s-au impus cu scorul de 5-2 pe teren, însă oaspeții au contestat dreptul de joc al unui jucător. Cazul va fi soluționat în perioada următoare de Comisia de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Mehedinți pentru a se stabili Bilicia de-a 4-a echipă care va merge în turul 3 al Cupei României, faza județeană. Două formații din Liga 5 vor intra în primăvară în luptă cu celelalte 14 din Liga 4-a. Handbalistele junioare 3 legitimate la CSS Drobeta Turnu Severin au obținut puncte prețioase după un turneu aproape perfect la Petroșani. Severinencele se mențin pe podiumul seriei 1 și obiectivul de a se califica în semifinalele competiției este în grafic. CSS Drobeta ocupă ultima treaptă a podiumului și după turneul 2 organizat zilele trecute în sala polivalentă din Petroșani. Junioarele cu vârste între 13 și 14 ani au înregistrat 3 victorii, un egal și s-au înclinat doar în fața gazdelor care au avut victorii pe linie. După disputarea meciurilor la turneul național de junioare 3, desfășurat la Petroșani în perioada 80-11-2013, CSS Severin s-a clasat pe locul al treilea, cu 3 victorii, un egal și o înfrângere. Echipa a avut o evoluție foarte bună pe toată durata turneului, rezultatele fiind următoarele. CSS Severin, CSS Craiova 3-7-18, CSS Severin, CSS Hunedoara 24-13, CSS Severin LPS Târgu Jiu 29-4, CSS Severin HCM Craiova 19-19, CSS Severin CSS Petroșan 22-31.
Rezultatele și evoluția jucătoarelor pe semicerc o mulțumesc pe profesoara Diana Preduț. Aceasta dorește ca în noul sezon să formeze un grup omogen cu care să acceadă în semifinala națională. Pentru a merge în faza superioară, echipa severineană va trebui să ocupe la final unul din primele două locuri ale seriei I. După primele două turnee desfășurate, CSS se va bate cel mai probabil pentru un loc la turneul semifinal cu HM Craiova, CSS Petroșan și CSS Hunedoara. Obiectivul nostru este ca echipa Severinului să ajungă în semifinala națională. Avem și convingerea că, datorită faptului că echipa are multe handbaliste de excepție, talente, ce vor contribui la victorii sigure, orice echipe de junioare 3, dacă nu vom fi, bineînțeles, furați de arbitri. Cel de-al treilea turneu din cadrul campionatului național al junioarelor 3 seria I va fi organizat în perioada 13-15 decembrie la Craiova. Fiecare echipă din cele 5 care sunt în serie va organiza un turneu pe propriul teren, iar la final se va trage linie și primele două clasate vor participa la turneul semifinal. Atât din sport pentru seara aceasta, sunt Claudia Șontea, toate cele bune!